România a devenit în ultimii ani un rai al traficanților de droguri. Zeci de tone de stupefiante intră în țară pe șosele, pe calea ferată sau prin portul Constanța, iar victime cad tot mai mulți tineri. Marina Filimon a urmărit subiectul și vine cu detalii. Bună dimineața, Marina, te ascultăm! Bun găsit! România, într-adevăr, a devenit raiul traficanților. Printre consumul de droguri preferat de tineri este cannabisul, care a atins cote alarmante. În prezent, România a devenit raiul ultimilor traficanți de droguri. Zeci de tone de stupefiante intră în țară pe șosele, pe cale ferată sau prin portul din Constanța, iar victimele sunt din ce în ce mai tentate să încerce substanțele. În același timp, traficul de droguri în România a cunoscut o creștere în timp ce traficanții dezvoltă noi metode de distribuire, iar vârsta consumatorilor a scăzut până la 10-11 ani. România se află pe rute consacrate în consumul de droguri destinate pe piață, piața vest-europeană, aceasta fiind poziționată pe ruta balcanică a heroinei, respectiv cea de intrare a cocainei în Europa. În continuare, Europa și Orientul Mijlociu sunt țările de tranzit în ceea ce privește consumul de droguri. Iar lupta cu drogurile pare pierdut în țara noastră. Autoritățile se laudă cu capturi de droguri, câteva sute de kilograme chiar, fie că vorbim despre cannabis, cocaină sau pastile cu efect psihotrop. Iar în speranța că totuși vor fi prinși traficanții, autoritățile noastre au pregătit un proiect de lege prin care aceștia nu vor mai putea să scape doar cu pedepse de suspendare. Potrivit legii 2 mai, introduse săptămâna aceasta în Parlament, traficanții de droguri de mare risc vor executa pedepsa cu închisoare și, de asemenea, proiectul propunere și o creștere de la 2 la 7 ani, de la 3 la 10 ani a pedepselor pentru anumite fapte efectuate în ceea ce privește produsele susceptibile. Și tot la capitolul planuri și proiecte, avem ideea ministrului Justiției Alina Gorghiu, care vrea ca registrul traficanților, bineînțeles, avem un CAST, CAST-ul lui Klaus Iohannis, care va avea loc pe 12 octombrie.